un club underground într-unul dintre cele mai mari orașe din Europa. Peste 400 de tineri dansează. Dintr-o dată, patru artificii aprind tavanul. Într-un minut, încăperea arde. 26 de tineri mor pe loc. Peste 150 ajung arși la spital. Tragedia lasă împietrită o națiune. Oamenii cer răspunsuri. Octombrie 2015. Pentru 400 de tineri, începe o vineri ca oricare alta. 6 dimineața. În militari, Miluță Fluieraș se pregătește să plece spre serviciu. De 10 ani este inginer la Centrul Național de Cartografie. Abia așteaptă să-și termine treaba. Diseară merge la concertul trupei Goodbye to Gravity. Pe Alex Pascu îl știam și din alte proiecte, am mai cântat și în alte trupe și cred că îl știam de vreo 9 ani. Mă amintesc că la un concert era să cadă după scenă, s-a împiedicat de un cablu și cred că mi l-am întipărit în memorie. Pe restul băieților nu-i știam dinainte, i-am cunoscut odată cu Goodbye to Gravity. În timpul liber, Miluță Fluieraș este fotograf de concerte. În cei 8 ani de când pasiunea lui a devenit al doilea job, nu a ratat niciun festival rock din țară. La Mizil, medicul Ruxandra Giambașu face bagaje. Ioana, fiica ei, merge în fiecare weekend la București să se pregătească pentru admiterea la arhitectură. Joi fusesem la cumpărături și îi cumpărasem niște ghetuțe din astea care urmau să fie potrivite pentru naveta de iarnă cu Bucureștiul. Ne simțisem foarte bine, râsesem cu lacrimi toată ziua și ne-am întors acasă joi seară încărcate de bagaje și foarte vesele. Știam că vrea să se ducă la concert, căutase adresa clubului. Era foarte încântată că o să-i vadă în mărimea naturală pe cei din trupă și să le ceară autograf. Și eu mă bucuram că se bucură. O săptămână a fost așa într-o ebuliție și a încercat să caute prieteni cu care să se ducă. Până la urmă, a plecat singur, am condus-o eu la gară. La 17:58. În București, în cartierul Rahova, la 6 seara, Alexandra iese pe ușa casei. E barmanița de weekend la Colectiv. Vrea să devină specialist în PR și să-și cumpere o mașină. Își luase carnetul de șofer de vreun an și vrea să-și cumpere mașină. Și vrea să-și cumpere mașină cu bănuții strânși de ea. Asta era ambiția ei. Tot timpul, de fiecare dată, tot ce a realizat, a făcut-o singurii, că nu vrea niciun fel de ajutor. Eu știam că intră pe la 8 și a zis nu, că ne-a sunat, m-a sunat și mi-a zis să ajung mai devreme. Și la 6 și jumătate am vorbit. Concertul trebuie să înceapă la ora 9. Ioana și Miluță ajung printre primii. De data asta, trenul românesc n-a întârziat. Pe la 7 și ceva. A luat metroul din gară, a găsit clubul, mi-a dat de câteva ori telefonul. Ca fotograf în club, atunci când nu există un spațiu special amenajat și fotografiezi din public, e bine să ajungi mai devreme pentru a nu deranja tot publicul când vrei să ajungi în față. Așa s-a întâmplat și pe 30 octombrie, am ajuns la club în jur de 9:20. Și practic era trupa și prietenii apropiați, comuni de altfel. Am schimbat câteva vorbe cu ei. Bineînțeles, erau destul de stresați și ocupați cu organizarea și apoi mi-am pus geanta în față, cum fac de obicei, pe una dintre boxe
Și m-am întâlnit cu alți cunoscuți prieteni ai trupei, cu care am stat până în apropierea momentului în care a început concertul. Minutele trec, clubul se animă. Frații Elsa și Adrian Albu sunt pentru prima dată în colectiv. Elsa a venit special din Anglia să-și serbeze ziua de naștere. Azi împlinește 37 de ani. Mai erau două zile și pleca sora mea acasă, în Anglia. O săptămână înainte am fost la o prietenă, la Mimi Voicu. Și ele două se înțelegeau foarte bine și au hotărât ca în seara aia să meargă întâi la concert, după care trebuia să mergem prin centru vechi, pe la alte cluburi. Și așa am ajuns colectiv. Noi am ajuns pe la 10 fără ceva și Mimi a ajuns pe la 10 și 10, 10, 10, 10, cam așa. Ne-am întâlnit la bar și după care ne-am dus în spate la mese. Goodbye to Gravity sau Alex Pascu, Vlad Țelea, Andrei Găluț, Mihai Alexandru și Bogdan Enache sunt revelația ultimilor ani în rock-ul underground. Pe scenă trebuie să fii artist, trebuie să fii sălbatic, trebuie să faci ca energia ta să ajungă la public. Și Goodbye to Gravity asta făcea. Alex Pascu a fost locomotiva acestei formații. Fără Alex Pascu nu putea exista această formație. Era un băiat perfect. Alex Pascu a înființat Goodbye to Gravity în 2010. Pasiunea pentru muzică și-a descoperit-o în liceu. Visa la un turneu în toată Europa după lansarea din această noapte. El a fost unul dintre cei mai mari fani din România, Iron Maiden, și întotdeauna l-a ținut să cânte stilul ăsta. Numele trupei, Goodbye to Gravity, l-a ales tot el, împreună cu chitaristul Vlad Țelea, de la un vers din cântecul The Wicker Man al lui Iron Maiden. Vlad era un tip extrem de talentat, extrem de talentat. Avea o deschidere foarte mare pentru artă și orice ține de artă. Era foarte entuziast, alerga tot timpul, era om de spectacol, își stimula și colegii de trupă să facă, era în plină mișcare, interacționa cu publicul, deci el se vede că acolo se simțea ca peștele în apă. Vlad Țelea era arhitect și făcea grafică 3D și design interior. Înainte de a fi chitaristul trupei Goodbye to Gravity, fusese solistul formației de heavy metal Spin. Te gândeai la el cu mare drag, ziceai, wow, tipul arată atât de bine pe scenă. Gestica care avea, felul în care se mișca, felul în care cânta la chitară pe scenă. Mihai Alexandru era tot arhitect. Cânta și el, tot din liceu, dar într-o altă trupă. Când Alex i-a propus să fie cealaltă chitară alături de Vlad în Goodbye to Gravity, a fost una, cred că, dintre cele mai mari bucurii pentru Mișu. Bogdan Enache era bateristul trupei. Făcea design și avea experiență de aproape 20 de ani în industria muzicală. Am cunoscut, nu știu, foarte de mult, el era mai mare. Adică noi l-a apucat să cânte și cu primele trupe, să zic, de metal, așa. Când eram noi puști și îl vedeam în alte trupe. Era tot așa un tip foarte implicat și era nostim. Asta am spus totdeauna, că o să-mi pare atât de rău, pentru că nu o să ne mai facă nimeni să râdem cum ne făcea Bogdan să râdem. Andrei Găluț era solistul trupei. Se alăturase băieților de la Goodbye to Gravity în 2011. Reușea să-și împartă viața între corporație și scenă. Mi-a plăcut atunci exact pentru asta, că era o voce rock, era o voce care ieșea în evidență. Goodbye to Gravity își lansa cel de-al doilea album, Mantras of War. Concertul ăsta era o piatră de hotar pentru ei. Vrem să vedem măcar de data asta să meargă. Un eveniment major în viața lor, își chemaseră familiile, prietenii, soțiile, frații, colegi de muncă. La 10 fix, Goodbye to Gravity urcă pe scenă. În boxe se aud primele note din cea mai cunoscută piesă a noului album, The Day We Die. Concertul a început foarte în forță, să spunem, cu prima gerbă de artificii. Ceea ce mi s-a părut ciudat în primul moment a fost că artificiile erau prinse de schelă, ceea ce nu s-a mai întâmplat în cluburi. Am mai fost la concerte în care s-au folosit artificii, nu în colectiv, în alte locuri, dar știam că tot timpul artificiile erau verticale pe,
pe scenă. Bine, n-am acordat foarte multă atenție, dar mi-a trăsărit în minte acest aspect. La 22:06 minute își luase o cafea și era instalată lângă unul din stâlpii ăia. Era foarte fericită, foarte, foarte fericită. Am vorbit prietenul ei cu ea și ea i-a spus, vorbim mai târziu spre dimineață, acum nu mai pot, lasă-mă că au început să vină clienți. Au început să se adune lumea. Concertul se apropia de jumătate și ceasul era tot în jur de 10:30, 10:30 și un pic. S-a încheiat piesa The Evil Dead Men Do, care e cover Iron Maiden, și a început a doua salbă de artificii. Eu eram, cred că, cu ochii în cameră la un moment dat, nu mă așteptam să înceapă chiar atunci, dar mi-am dat seama pentru că am fost lovit de o scânteie de la salba de artificii din partea dreaptă, exact pe pielea capului, și am simțit-o fierbinte. Apoi, imediat, am început să fotografiez și am făcut, cred că, o singură fotografie. Sfârșitul jetului, câteva scânteie a atins buretele, s-a prins buretele foarte ușor, natural, să zic, foarte natural. Timp în care solistul vocal, Andrei, a spus că, ia uite, s-a prins ceva, ceva de genul, s-a prins ceva, asta nu era în program. În momentul respectiv, eu am fost setat să mă duc să iau stingătorul. De la scenă mă gândeam, știam că trebuie să fie un stingător la scenă, așa era normal. Dar până să mă gândesc că mă duc să iau stingătorul, am văzut că cineva a aruncat bere dintr-o sticlă, a încercat să stingă stâlpul. În momentul în care a ajuns la tavan, efectiv, porțiunea de jumătate de tavan cât era acolo s-a aprins instant. Exact ca și cum ai arunca un chibrit într-o baltă de benzină. Instant. Deci, nefiresc. Și când am văzut că a ajuns la tavan, am țipat la fete, hai afară, hai, carde. Și a luat-o spre ieșire. Nu știu dacă au trecut, să zic așa, 5 secunde, deja flacăra s-a extins spre ieșire. Doar că în momentul în care am ajuns aproape de ieșire, adică în zona aceea de buffer unde era containerul, s-a produs panică, erau deja oameni căzuți pe jos și nu s-a putut înainta pentru că ușa era blocată. Am tras-o pe sora mea în față și am zis, trece în față, și am împins-o spre ieșire. Și la un moment dat am pierdut contractul cu ea, aveam mână în față, întins în față pe ea și de momentul ăla nu mai știu eu ce se întâmplă cu ea. Am simțit în spate căldură, m-am uitat în sus, am văzut galben flacăra, am ridicat mâinile și m-am lăsat în jos. În timp ce mă lăsam în jos, mi-am turnat berea în cap, berea pe care aveam mână. Și am făcut asta ca să fiu recunoscut când sunt scos de acolo. Deci nu mai așteptam să scap. Am stat pur și simplu nemișcat și am încercat să-mi închid ochii și să nu respir, să nu inhalez fum. A trecut acel moment de foc care a durat nu foarte mult, după cum pot aprecia, deci o secundă, două. În momentul în care toți s-au împins și, să zicem, primii nu și-au dat seama de acea treaptă, primii au căzut acolo la ieșire. Noi am căzut peste, fiindcă în momentul în care am ajuns la ieșire, m-au împins din spate, n-am avut ce să fac și am căzut peste primii. Peste mine au căzut alții și s-a format undeva un dop. Eu pot spune că eram rândul al treilea de jos, dar peste mine mai erau câțiva. Cât eram prins în container, am auzit niște lovituri puternice, practic în ușile containerului, ușile de container, nu ușile de termopan, care erau la mijlocul lui decupate, crezând că sunt deja pompierii. Doar că erau niște persoane care ieșiseră înainte de incendiu afară la o țigară și când au văzut că au auzit, adică și-au dat seama ce s-a petrecut, încercau să spargă lacătul de la ușile containerului, dar fără niciun succes. Am ușor culcat pe oameni care erau dispuși unul peste altul și un salvator a încercat să scoată pe cineva care era sub mine.
dar era sub mine, dar nu era conștient, era leșinat. Și tot încerca să tragă și nu ieșea. Și atunci am pus mâna efectiv pe mâna lui, mâna mea dreaptă pe mâna lui stângă și am întins mâna mea stângă. Și spre norocul meu m-a apucat de mâna stângă și m-a tras afară. Nici măcar nu i-am mulțumit. Pare rău. La un moment dat, cineva a reușit să deschidă acea ușă de termopan și a început să intre aerul. Am simțit aerul proaspăt, doar că nimeni nu se mișca din cauza că marea majoritate oamenilor erau căzuți și erau unii peste alții. Cei care se aflau afară încercau să tragă oamenii să-i ajute să poată să iasă și cred că au ieșit 2-3 oameni înaintea mea și așa că în acel moment am aruncat și eu camera, am lăsat-o pentru că nu puteam să... Trebuia să pur și simplu să mă cațăr pe oameni ca să pot să ies. M-am plimbat ca o curcă beată așa, cred că mai bine de o oră, încercând să-i găsesc pe colegii mei. Am văzut o imagine care mi-a părut rău că nu am imortalizat-o. A fost o imagine extraordinară. Pompierii intrau, erau ușile deschise și intrau pe partea stângă, în linie. Ușa respectivă arăta exact ca o ușă de sobă pentru mine, așa vedeam, fumega. Era o ușă deschisă cu o intrare neagră, fumegândă. Pe partea stângă intrau pompierii în șir indian, iar pe partea dreaptă ieșeau doi câte doi și între ei cu câte un rănit. Marian Leușteanu este unul dintre mulți răniți care au ieșit pe picioarele lor din club. Vedeți că sunt pârliți și pe... Da, văd că aveți arsuri. Am arsuri? Nici nu știu ce să spun, am un prieten, e pe spate. M-am supraviețuit, sper să supraviețuiască. Și într-un târziu am dat de prietenul meu, Iulian, care era pe Caldarâm, întins. Și l-am văzut, am văzut că respiră. Și m-am dus la prima ambulanță care am găsit-o în vizor, să zic așa, și am luat o doctoriță de acolo pe sus, așa. Vă rog să veniți cu mine. S-a speriat un pic doamna doctor și... Da, a venit. Și zic, el e prietenul meu. Vă rog să-l salvați. Și Nelu Brândușan a ieșit singur din foc. Nu simțeam durerea. Aveam, nu știu, o adrenalină. Simțit, a târnat pielea așa de pe mână, dar nu simțeam durere. Mă uitam la ea, mă uitam la mână, o vedeam și stăteam foarte calm. Incendiu! Scoateți mașinile! Incendiu, fabrica Pionierul! Alo, pompierii! Da. Deci sunt oameni în runtă, nu știu că ți-au ieșit! Nu știu că ți-au ieșit! La ora 22:32 de minute, primul telefon anunță tragedia la 112. Florin, Mihai și Adrian sunt de serviciu la unitățile de pompieri din dealul Spirii la 22:35, când se dă alarma. În 8 minute pe ceas ajung la colectiv. Anunțurile curgeau șir pe stație. Simți un șoc, dar șocul ăla nu trebuie să dureze foarte mult, te reechilibrezi. Am format alte echipe de căutare, salvare, care intrau în interiorul clubului și ajutau pe colegii noștri să scoată alte persoane rănite sau intoxicate. În interiorul clubului, datorită fumului foarte dens și a vizibilității reduse, nu puteam să îmi aud decât colegii care ne coordonam astfel încât să căutăm victime sau anumite persoane care sunt inconștiente. Aveam lanternele aprinse și toată lumina care o dădea lanterna era practic reflectată de fum. Sunau telefoanele mobile, vă dați seama că m-am gândit la faptul că e cineva la capătul firului, la celălalt telefon care sună și încearcă să afle despre apropiați și ei dragi care se aflau în club. La 22:50, autoritățile declanșează codul roșu de intervenție. Prefectul Capitalei aprobă intrarea în procedură specială. Părea o seară liniștită, stăteam la televizor, ațipisem chiar. La un moment dat a sunat telefonul,
Am zis că este inspectorul șef al ISU. Între timp văzut că mi-a intrat și un mesaj. Mi-a spus că la un club a izbucnit un incendiu și sunt victime multiple și a cerut aprobare pentru declanșarea planului roșu. Trebuie să am uitat la ceas, era 22:50, mi-aduc aminte. Smurd primește undă verde să preia coordonarea intervenției. Aproape 60 de echipaje de prim ajutor ajung la locul tragediei. Odată ajuns la fața locului, am deschis ușa ambulanței să cobor, să evaluez situația, dar n-am reușit să cobor din ambulanță pentru că 6-8 persoane încercau să urce în ambulanță și toți strigau: ajută-mă, fă-mi ceva, mă doare, salvează-mă, nu mă lăsa să mor. Era o scenă de război, efectiv, cum vezi la televizor, tineri peste tot, se improvizaseră fel de paturi din europaleți. Raed Arafat, coordonatorul inspectoratului pentru situații de urgență, era acasă când a fost alertat. Imediat a dat ordinul ca toate spitalele care au camere de urgență să se pregătească. O decizie care am luat-o telefonic și cred că a fost bine că s-a luat din discuțiile din momentul în care am fost sunat și am început să aflu câte victime sunt, a fost: deschideți pe toate spitalele, anunțați toate unitățile de primire urgență. Și într-adevăr, n-am mai ținut cont că sunt arsuri, să-i trimitem pe toți, de exemplu, la spitalul de Arș. Era imposibil și atunci, dacă acest lucru se întâmpla, sunt convins că numărul deceselor în prima zi urca foarte mult. ...88 de răniți ajung la spitale cu ambulanțele. 184 ajung la spital duși de prieteni sau cu taxiuri. Când am plecat de acolo, unul din gânduri a fost: lasă pe altul care este mai grav. Eu eram doar cu mâinile. Erau alții erau pe față, erau oameni arși de la brâu în sus. La 15 minute după miezul nopții, toți oamenii sunt scoși din club. Jumătate de oră mai târziu, la 0:43, incendiul este lichidat și zona securizată. La 1:16 minute, pompierii se retrag. Trecuseră aproape 3 ore de la primul apel. Principala ipoteză de lucru ar fi incendiu și nu explozia. Rareș Stan este procuror la Parchetul Capitalei, instituția care cercetează orice moarte suspectă din București. Este de serviciu în această noapte de 30 octombrie. Eu, locuind în apropierea clubului Colectiv, am auzit echipaje de salvare, zgomotul produs de semnalele acustice, și oarecum mi-am dat seama că o să am treabă în seara aceea. Cred că am fost printre primii care am intrat în club după pompieri. Procurorul dă ordin ca nimeni să nu mai intre în club și începe ancheta. Când am ajuns acolo, nu știu, imaginea a 26 de tineri decedați la oaltă, un număr foarte mare de persoane care primeau îngrijiri medicale, care erau resuscitate chiar și pe asfalt, mirosul de carne arsă, fum. Trebuia să intrăm cu având gura și nasul acoperite. Toți pereții erau plini de funingine, foarte multe obiecte arse. Dacă de obicei avem una sau două persoane decedate, aici deja aveam un număr de 26 de persoane și mai erau alte 10 de persoane internate în spital, în stare critică sau în stare foarte gravă, care puteau oricând deceda. Iulian Bocu și Darius Lupescu, polițiști la serviciul omoruri. Au fost ridicate aproape toate probele posibile din club. De la burete până la ultima picătură de funingine. Unii polițiști participă la autopsiile victimelor, alții strâng fiecare obiect care poate dezluși tragedia. Unii dintre răniții internați care mai pot vorbi dau declarații. La spitale, curțile sunt pline de oameni care își caută rudele și prietenii. Șuță! Silaghi! Silaghi! Ceva de genul! Rușeț! După aceea,
am văzut un ștraif la televizor, explozie într-un club din centru vechi. Și am avut un moment din ăsta de bucurie ticăloasă, știind că ea nu este în centru vechi. După care au continuat știrile și a pronunțat cineva de la televizor numele străzii Tăbăcarilor. Și mi-am adus aminte că o auzisem căutând strada asta. Am văzut că nu răspunde la telefon. Era deja foarte târziu și mizilul, chiar dacă e pe DN1 și are și gară, nu mai are legături nici pe șosea, nici pe linia de tren cu restul lumii, așa că am rugat pe cineva să vină cu o mașină și să mă ducă la București. Între timp începuse să o caute și fratele meu, care era în București. Eu m-am dus în locurile în care era statistic cel mai probabil să o găsesc, adică la Spitalul de Urgență Floreasca, n-am găsit-o, la Spitalul de Arș, n-am găsit-o, și m-am dus la club. Auzisem deja că sunt mulți care s-au prăpădit la fața locului, dar la club n-am putut să mă apropii prea mult pentru că perimetrul era securizat sau cum se numește. Iar între timp fratele meu mi-a telefonat să-mi spună că la Spitalul Sfântul Ioan există o fată care nu poate să dea relații despre ea pentru că este intubată, este în comă și fiind intubată, inconștientă, fără acte, mi s-a părut ciudat că insistă să mă duc să o văd pe această necunoscută. Era Ioana, pusese adusă în comă, cu doar 1% arsuri pe corp, după ce medicii de pe ambulanță o resuscitaseră la colectiv. Alexandra Matachi. Da, nu am reușit. Mergem la municipal. La ce spital ați mai fost? La spitalul de la urgență, la Floreasca. Cristina Matachi a găsit-o pe Alexandra la Bagdazar. M-a sunat prietena ei cea mai bună și Alex este la Baltazar. Este ok. Când am auzit lucrul ăsta, normal trebuia să mă bucur. Dar am avut așa o teamă. Alexandra era inconștientă, avea arsuri superficiale pe mâini, trecuse deja printr-o operație și era conectată la aparate. O doamnă asistentă mi-a spus, stai liniștită că fata noastră nu este chiar așa de grav. Sunt alții mai grav. În timp ce disperarea îi cuprindea pe cei de afară, în spitale, medicii și asistentele trebuiau să-și păstreze calmul și să-și facă treaba contra cronometru. Umblam la calculator, lucram la ceva și soția mea se uita la televizor în camera alăturată. Și la un moment dat îmi spune, zice, ia vină repede să vezi ce se întâmplă, zice. E ceva la noi în sector, cu incendiu. M-am dus, am văzut, am rămas șocat și i-am spus, dragă, eu trebuie să mă duc acolo, zic, preții soția vine la noi după astea. Păi stai să te cheme, zic, nu mă duc, nu-i nevoie să mă cheme, trebuie să mă duc, precis o să fie de lucru mult. Gavril Hodărnescu este medic de peste 40 de ani. Când a ajuns la spitalul de arsuri, a intrat direct în sala de operație. Era lume multă, era agitație. Majoritatea din cei care erau aduși cu salvarea erau foarte agitați, într-adevăr, speriați, disperați, țipau. Nici șeful secției de terapie intensivă, Adrian Stănculea, nu era de gardă în acea noapte. Era în drum spre Bușteni, împreună cu familia. Doctorița care era de gardă, colega de la anestezie care era de gardă, m-a sunat că s-a anunțat un accident colectiv mare. Și am zis, ok, bine, știi ce ai de făcut? La început nu înțelegeam, de ce e atât de multă agitație. Ok, sunt niște răniți dintr-un incendiu. Ce poate fi atât de grav? Că doar au mai venit, noi suntem obișnuiți cu chestia asta să ne vină. Spuneți-i prin saloane, băgați-i, așteptați și intrați pe rând cu ei la sală.
Păi nu putem, că toată terapia e blocată. Păi ce caută terapia jos? Terapia ar trebui să fie sus. Păi nu avem, că după aia am înțeles că ei de fapt veniseră, erau luați direct de salvare, nu în ceea ce de obișnuință ne aduce salvarea, adică bolnavi cu aborduri venoase prinse, care sunt pregătiți așa un pic. Salvarea pur și simplu îi luai, punea salvare, veneau cu ei la spitale și descărcau. Și atunci am înțeles că lucrurile sunt groase. La 5 ore de la incendiu, bilanțul se schimbă. Al 27-lea este persoana care a decedat aici și care nu este identificată încă. În spitale se dă prima luptă dintr-o lungă bătălie pentru viață. La arsuri se operează în continuu. Medici și asistente au venit de acasă, fără să le ceară nimeni. Pensionari și studenți la medicină, voluntari, vin să ajute. Vor să doneze sânge sau să aducă alinare rudelor. La fel ca la spitalul de arsuri, în toate celelalte 10 spitale în care ajung răniții. Sâmbătă dimineața am trebuit să începem să facem ordine, să-i selectăm, să vedem că erau împărțiți prin tot spitalul, unii bolnavi, cum era Miluță. Miluță fiind într-o stare și cu arsură relativ severă, era printr-un salon săracul pe unde a ajuns, pe jos, unde nu era o monitorizare mai complexă. Și atunci am decis să înființăm un salon lângă terapia intensivă. Am încropit un salon, 4-4 lângă terapia intensivă și acolo i-am selectat și au ieșit 4 bolnavi, printre care și Miluța și încă 3 bolnavi care erau la limită de... Ei erau, ar fi fost bolnavi de terapie intensivă, deci dacă nu ar fi fost cei 10 care ocupau toată secția de terapie intensivă, ei 4 ar fi fost în saloanele de terapie intensivă pentru că riscurile lor erau destul de mari. Miluță și cu ceilalți au fost multe zile dependenți de oxigen. Oficial, România trebuia să fie pregătită să îngrijească o parte dintre bolnavii gravi, internați în saloane improvizate. Cu 7 luni înainte, la cel mai mare spital de urgență, Floreasca, fusese inaugurată o clinică specială pentru arși. Statul a cheltuit 11 milioane de euro pentru construirea ei. Cele 6 paturi de aici erau în baza de date a serviciului de ambulanță, ca disponibile în orice moment. Ele sunt luate în calcul ca paturi pentru pacienți critici. Acea secție era pregătită să primească persoane mari arși. În realitate, pe ușa de intrare în clinică e pus lacătul. Avem echipament, dar nu avem personal, pentru că oamenii am angajat într-o primă etapă, au venit, au văzut cât de grea e munca și au plecat. Cu toate că există oficial medici de chirurgie plastică și reparatorii în alte 10 de orașe, nimeni nu a fost chemat la București să lucreze în clinica doctorului Lascăr în zilele care au urmat. Pe lângă lipsa de personal, ministrul sănătății și doctorul Ioan Lascăr recunoșteau că la clinică mai e și o problemă tehnică. A doua zi, în spitalele din București mai erau internați 146 de oameni. 86 erau catalogați ca fiind mari arși. Pentru ei, existau doar 51 de paturi speciale și doar jumătate aveau ventilație artificială. Începe redistribuirea pacienților între spitale și externarea celor cu răni ușoare. Un bolnav mare ars trebuie să stea singur într-un salon. Un salon care să aibă un regim special ca un regim de sală de operație. Pentru că în salonul ăla trebuie operat, în salonul ăla trebuie spălat și în salonul ăla trebuie pansat. Cine intră? Că vin să panseze medici sau că vin să-l opereze sau eu ca și reanimator că trebuie să umbl la parametrul ventilator, are niște filtre la intrare. Are un spațiu în care te obligă să te schimbi, să te dezinfectezi și de-abia după aia intri în contact cu pacientul. Și atunci, în momentul ăla, sigur că da, nu mai tratezi arsura cu antibiotice cum facem noi. Noi știind că există posibilitatea infecției mult mai mare decât afară, începem cu terapia antibiotică din prima. Afară nu. Afară lucrurile sunt foarte clare. Nu dăm antibiotic decât dacă se va întâmpla și va fi cazul. Pe 1 noiembrie, numărul morților urcă. Alexandra Matache devine victima numărul 30. La 5:20 a ieșit o doamnă doctor și a zis așa a început. Din păcate. Deci când am auzit din păcate, nu mai știu. Era clar de la început pentru noi că va fi o situație copleșitoare pentru spitale. Și era imposibil ca medicii noștri să poată să mențină efortul continuu la un anumit nivel pentru a îngriji toate aceste cazuri. Și era clar că trebuia o parte din aceste cazuri să plece. Opinia publică începe să ceară răspunsuri.
10.000 de oameni mărșăluiesc în centrul capitalei și cer autorităților să-i găsească pe vinovați. Cristian Popescu Piedone conducea sectorul 4 de 7 ani. În noaptea tragediei fusese la Colectiv, club aflat în arondismentul lui. Șoimu, vă rog, comunicați datele. 10 Colectiv Club SRL deține un acord de funcționare din data de 14.1.2015, o autorizație de funcționare din data de 14.1.2015, Poliția Locală Sector 4, ultima oară a fost în Contor, pe data de 21.10.2015, unde s-a întocmit un proces verbal pentru lipsă calificare personală. Primarul Piedone rămâne pe poziții. De hârtii nu am nimic ce să-mi reproșez, am îndeplinit toate formele legale de eliberare a acordului de funcționare. Pe 2 noiembrie se fac primele rețineri. Patronii clubului, Paul Gancea, Costin Mincu și Alina Nastasescu, sunt arestați. Acuzațiile aduse sunt ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă. În România vin și primele echipe de medici din Israel, Franța și Marea Britanie, care evaluează starea răniților. Rudele încep să ceară transferul în străinătate. Ministrul Sănătății asigură că în România totul e sub control. Chiar mai devreme mă suna doamna ministru din Moldova, însă i-am comunicat că chiar nu avem nevoie de nimic în acest moment. Medicii noștri pot gestiona situația, ne descurcăm foarte bine, iar medicii noștri pot face față cu brio oricărei situații. Primul om care, într-adevăr, a sunat a fost ambasadorul Angliei, care a sunat pe la 4-5 dimineața la centru aici și a zis că dacă avem nevoie de sprijin din partea lor. A doua zi deja, pe duminică, dacă nu greșesc, am intrat în legătură prin Ministerul Apărării cu cei de la Spitalul Militar de la Bruxelles. Pe 3 noiembrie, 70.000 de oameni ies în stradă, în toată țara. A doua zi, premierul își dă demisia. Nu vreau și nu cred că este corect să las această responsabilitate nici pe seama celor care au fost în teren, nici pe seama primarilor, secretarilor de stat, miniștrilor. Sunt gata să fac eu acest gest. Cristian Popescu Piedone pleacă și el. Am vrut să transmit multe alte mesaje și am găsit. Nu m-a consiliat nimeni pe un fond emoțional încărcat. Atât am putut să comunic cu dumneavoastră și îmi cer scuze și în fața dumneavoastră. În ziua demisiei lui Victor Ponta, primul pacient se urcă într-o aeronavă cu destinația Israel. Transferul este privat. 2 zile mai târziu, cu un avion MAPN, 9 pacienți pleacă în Olanda și 8 spre Belgia. 2 răniți mor pe drum. Acasă, numărul victimelor ajunsese la 32. La Bruxelles ajunge și Andreea Ursu. Avea arsuri de gradul 2 și 3 pe aproape 30% din suprafața corpului. După incendiu, fusese internată la Elias. A fost greu să accept lucrurile. În condițiile în care eu, adică când am ieșit din club, mă gândeam că e doar așa, sunt câteva răni. De Andreea a avut grijă doctorul Serge Jones. Medicul militar de la Spitalul Rena Street Bruxelles a făcut parte din echipa care a fost și la București. Il y a eu une mobilisation générale en Belgique. C'est bien que vous en parliez parce que il y a 6 centres de brûlés en Belgique. Donc nous, on est que un des 6 centres des brûlés. Et l'hôpital militaire d'emblée avait proposé 8 places et les autres centres des brûlés avaient proposé 9 places. Pour des raisons organisationnelles, le gouvernement roumain en a envoyé dans tous les pays européens, chez qui ils avaient sans doute des marchés. Et donc, finalement, il n'y a que 8 patients qui sont arrivés en Belgique, mais il faut savoir que la Belgique est un pays où il y a beaucoup de centres débrûlés, beaucoup de compétences dans ce domaine-là, et donc on était prêts à en accueillir plus. Pe 7 noiembrie, alți 2 pacienți sunt transferați la Viena cu avioane smurt. Cristian Popescu Piedone, împreună cu alte 2 angajate, ajung în arest, acuzați de abuz în serviciu. A doua zi sunt reținuți patronii și un angajat al firmei de artificii. Tot atunci moare și Bogdan Enache, toboșarul trupei Goodbye to Gravity. Transferul lui în Elveția tocmai fusese aprobat. La doar o oră după decolare, avionul a făcut cale întoarsă spre aeroportul Otopeni.
Pe 10 noiembrie sunt reținuți doi angajați ISU care ar fi trebuit să verifice clubul în cele 6 luni de când funcționa. Zilele următoare vin medici din Franța, Elveția, Marea Britanie și Germania. Pe listele de transfer ajung și Adrian și Elsa Albu. Mi-a spus că sunt selectat pentru Anglia. Urma să plec cu sora mea în Anglia. Asta era undeva 8 sau 9 noiembrie, cam așa. Și a doua zi n-am plecat. Nici a treia zi, nici după aia. Până pe 19, când ea a murit. Imediat după tragedie, Elsa Albu a fost internată la Spitalul Sfântul Ioan. De 11 ani locuia în Anglia și urma să se căsătorească. A murit din cauza infecțiilor intraspitalicești, la Spitalul de Arsuri, unde fusese transferată cu o zi înainte. A fost victima numărul 57. Tot o bacterie a ucis-o și pe Ioana Giambașu. Fiică mea a murit de infecție pulmonară, făcută a 16-a zi. Toți copiii de la Sfântul Ioan au murit unul după altul, 56, 57, 58 și 59, toți de infecții pulmonare. Internat la Spitalul Elias, după moartea Elsei, Adrian decide că nu mai poate fi tratat aici. Pe 29 noiembrie mi-a spus, urmează să plec în Austria. Și pe 30 am plecat. Când am ajuns acolo, mișcam doar degetul mare de la mâna stângă. Puțin. Când am plecat de acolo, mișcam mâna stângă, atingeam cu arătătorul în palmă. Cam asta e diferența. Pe 22 decembrie, numărătoarea morții se oprește. 63 dintre tinerii din colectiv nu mai erau. Ancheta procurorilor se apropia de sfârșit, iar concluziile erau devastatoare. Ovidiu Oprea, profesor la Facultatea de Chimie din cadrul Politehnicii. La câteva zile a fost căutat de anchetatori, care voiau să știe ce era în aerul din colectiv. A reconstituit arderea. A descoperit substanțe extrem de toxice, hidrocarburile aromatice policiclice, antracen, metilnaftalină sau fenantren. Am folosit un aparat de analiză termică, care este un cuptor, propriu-zis, în care am ars o probă din acest burete, iar gazele rezultate în urma acestei arderi au fost după aceea analizate. Acest cocktail de gaze conține mult mai mulți compuși. Mulți dintre ei însă sunt iritanți pentru căile respiratorii. În schimb, monoxidul de carbon și acidul cianhidric probabil că au fost cauzele principale ale deceselor. Acidul cianhidric acționează ascuns. Persoana intoxicată nu dă niciun semn că e otrăvită. Blochează niște centri responsabili de procesul de respirație. Practic, omul intră acolo, respiră, el are impresia că e totul normal, dar de fapt plămânii lui și sângele lui nu se mai oxigenează și el efectiv la un moment dat își pierde cunoștința. Nu doar gazul este toxic. Topitura rezultată este periculoasă. Compoziția chimică a materialului întreține focul chiar și în lipsa unei surse directe de căldură. Da, se observă deja cum începe să picure, cum se topește. Vedeți în partea de jos cum a căzut? Buretele ignifugat folosit la capitonarea clubului a ars și după ce s-a scurs de pe pereți și tavan, direct pe pielea pe care a ajuns. De aici și gravitatea arsurilor care au apărut la momentul respectiv. S-a impregnat în piele și chiar dacă flacăra a fost stinsă, plasticul acela care a picat pe piele, cumva, dacă vreți, a fuzionat cu pielea. Existența gazelor nocive este recunoscută și de Institutul de Criminalistică, instituția care a analizat oficial probele de la colectiv. Actele de înființare dovedesc și ele probleme majore. Practic, clubul nu a funcționat niciodată legal. Povestea colectiv începe cu pionierul. Patronii fostei fabrici comuniste de Adidas, aflată în plin declin economic, scot la închiriere mai multe hale. Printre cei interesați sunt și administratorii unui club de muzică latino, Salsa Guantanamo. Închiriază o suprafață mare de la parterul uneia dintre clădiri și deschid o discotecă. Amenajează spațiul fără a avea autorizație de construire de la primăria sectorului 4 și de la Inspectoratul de Stat în Construcții, cum le-ar fi cerut legea. În 2013 apare prima dată clubul Underground Colectiv,
prin desprinderea unei părți din salsa. Ușa dintre cele două e ferecată. Noul administrator este firma Music Hall SRL, deținută în proporții egale de Alina Anastasescu și Costin Micu. Music Hall este firma care comandă lucrările de izolare fonică. Acestea, spun experții, au fost făcute de o altă firmă, tot fără autorizație de construire și cu materiale de proastă calitate. În 2014, Music Hall renunță la administrarea clubului de pe Tăbăcarilor 7, care este preluată de societatea Colectiv Club SRL. Alina Anastasescu și Costin Mincu îl cooptează în firmă pe Paul Cătălin Gancea. Anchetatorii nu au date că noua firmă ar fi făcut și ea lucrări de construire neautorizate. Toate celelalte trei firme au primit autorizație de funcționare, ilegal, spun anchetatorii. Instituțiile care ar fi trebuit să se asigure că toate cele trei cluburi funcționează legal sunt Primăria Sectorului 4, Inspectoratul de Stat în Construcții și Inspectoratul pentru Situații de Urgență. Raportul procurorilor spune că autoritățile au avut o mare parte din vină. Primăria trebuia să verifice destinația spațiului și autorizațiile. Pompierii ar fi trebuit să controleze din oficiu starea clădirilor. Nu o făcuseră de 25 de ani. Nici organizarea concertului nu a fost una prea fericită. N-aveai acces separat ca artist, oricum intrai prin față, n-aveai o cameră separată unde să stai. Știu că își făcuseră joi probele de... apucaseră doar să facă probele la tobe și la bas și restul au făcut vineri. Am ajuns acolo undeva pe la ora 6 și am întrebat dacă totul e ok, dacă mai au nevoie de ceva și atunci mi-au spus, toboșarul formației mi-a spus că totul e ok, că o să aibă efecte pirotehnice, dar efecte reci. Sunt efecte pirotehnice fără flacără. Golden Ideas Fireworks Artists SRL este firma angajată pentru efectele pirotehnice. Înregistrată în 2002, societatea a fost închisă și redeschisă de mai multe ori din cauza datoriilor. Compania era deținută de Daniela Niță, cu 80% din acțiuni, și Cristian Niță, cu 20%. Angajatul care a declanșat jocul pirotehnic, Marian Moise, a fost rănit grav. Are 31 de ani și a fost transferat în noiembrie anul trecut la un spital din Belgia. El este suspect în dosarul de omor. Cel de-al doilea pirotehnist, Viorel Zaharia, este inculpat, deși nu a fost în club în momentul tragediei. El ar fi luat parte la montarea artificiilor pe stâlpii scenei, cu câteva ore înainte de concert. Ambii apar în evidențele Inspectoratului Teritorial de Muncă București ca pirotehnicieni autorizați. Puse cap la cap, probele strânse până acum arată că un minut și o secundă au fost granița dintre viața de dinainte și cea de după colectiv. Cele patru camere de supraveghere montate în club au păstrat intacte imaginile dezastrului. La 22 și 32 de minute fix se aprinde al doilea foc de artificii. Goodbye to Gravity își schimbă instrumentele. Pe scenă e doar Andrei Găluț. Lângă el, bat într-un stâlp scântei în rafală. 22, 32 de minute și 16 secunde. Artificiile se epuizează. Marginile stâlpului ard. Tinerii din public aruncă bere să stingă focul. Andrei cere un extintor pe scenă. Un barman îl trimite prin mulțime. În liniște, flacăra crește. 22, 32 de minute și 26 de secunde. Pană de curent. Din tavan cad bucăți incandescente. 22, 32 de minute și 58 de secunde. Cineva sună la 112. 3 secunde mai târziu, camerele surprind ultimele secvențe clare. Tinerii se împing să iasă prin ușa îngustă. Unii sunt deja căzuți. Rampa de 7 cm care despărțea ieșirea de restul clubului și containerul montat la intrare au îngreunat evacuarea. Pusculadă, apoi fumul dens, înghite tot. Februarie 2016. De la incendiul din colectiv au trecut mai bine de 3 luni. Adrian Albu s-a întors din Austria și continuă recuperarea la Elias. Am un pic cam mult noroc față de restul lumii. Cam normal n-ar fi trebuit să fiu aici. Ar fi trebuit să fie sora mea, nu cu eu. Miluță Fluieraș merge și el de luni până vineri la Elias, unde continuă recuperarea. La spitalul de Arsuri revine cel puțin o dată pe lună la control. Doctorul Gavril Hodărnescu l-are și acum în grijă. Cu mâinile în bandaje speciale, fotograful încearcă să revină la viață. Merge la concerte în săli aglomerate și face ce făcea și înainte de 30 octombrie. Imortalizează viața. M-am încă un obiectiv, dar nu cred că îl mai scot în armăla aia de acolo. Rămân cu astea trei.
Ce CV ai în plus? Un 90 cu 2.8 de macro, care era și de portret, ok. În Belgia, Andreea luptă să-și învețe mâinile să miște. Am zile când zic, ok, am răbdare și știu că o să dureze un an jumate, chiar doi. Zic că am răbdare, dar am zile când deja zic, nu mai gata, eu un vis urât. Ruxandra Giambașu a renunțat la cei 20 de ani de carieră pe care și-a construit în Mizil. S-a mutat în București. Am fost medic în România 25 de ani. I-am împlinit când eram cu Ioana în spital pe 1 noiembrie. Eu personal am învățat că de ce ți-e frică nu scapi. Am mai primit încă o confirmare că țara asta are ceva profund defect. În Rahova, Cristina Matache rememorează fiecare secundă petrecută cu fiica ei. Era singurul nostru copil. Am ferit-o de tot ce e rău pe lumea asta. Deci nu i-am cumpărat role să nu cadă, nu i-am cumpărat bicicletă să nu cadă. Tot timpul a fost dusă la școală, dusă de la școală, oriunde, unde mergeam, mergeam împreună cu noi. Vreau să trăiesc frumos. Adică consider că fiecare zi trebuie să fac pe cineva să zâmbească, în fiecare zi. Dacă am smuls un zâmbet unui om, înseamnă că e o zi bună. Vreau să refac trupa, vreau să mă vindec și să pot să folosesc mâna stângă din nou. Vreau să nu mă las. Asta e. Planul meu, să zic așa. Mă simt împlinit pentru că mi-am făcut datoria. Dintre victimele pe care le-am transportat la spital, niciuna nu a decedat. I-am zis, măi Alex, nu te mai duci. Ai zis că nu te duci și nu te mai duci în nicăieri. I-a avut un moment din ăsta în care a spus, bine, dacă nu vrei să mă duc, nu mă duc, îi văd altă dată. Și eu am zis, cum să nu te duci? Te duci și te simți bine. Și atunci am văzut ultima dată în cadrul ferestrei de la tren. E o imagine așa aproape picturală. Tot ce s-a întâmplat nu s-a întâmplat în zadar. Că au murit atâția oameni degeaba. Personal, să-mi reproșez, nu. Și sunt foarte sincer. Dacă am ce să-mi reproșez, să spun că nu mi-am făcut treabă sau am eșuat în a-mi face treabă, o ziceam. Oamenii la fel o să gândească, la fel o să voteze, la fel o să respecte reguli. Ca și până acum. Deloc. Zeci de cluburi, teatre și săli de spectacol au fost închise, prin lege, pentru că nu sunt sigure în caz de cutremur. Săptămâni bune, pompierii au măturat capitala în căutarea de extintoare și ieșiri sigure în caz de incendiu. Rând pe rând, cei 11 arestați din dosar au părăsit pușcăria. Acum așteaptă liber sentința. Cea mai sângeroasă tragedie a României contemporane a schimbat vieți și a curmat destine. Pentru România, nici când nu va mai fi la fel.